înainte, cum s-a înroșit firul. Da. Și o să încercăm să-l modelăm puțin. Eva mi-a dat, a zis, e foarte valoroasă, are de vreo 80-90 de ani. Nu știu dacă astăzi se mai folosesc, dar am încercat să păstrăm izul acela. Altceva interesant, avem aici în spate o imitație de plug de lemn, suficient de antic încât lama să fie de lemn, nu de metal. Aici probabil trăgeau doi oameni, aici se urca un alt om, nu știu cum se ținea, și lama aceasta, atât cât s-a putut, crea o oarecare brazdă, antică, înainte de a fi. Toate astea se făceau la tâmplar, la dulgher, nu avem mostre de butoaie sau alte lucruri, însă lemnul este un material de construcție deosebit, binecuvântat de Dumnezeu și cât se poate de natural, din care putem să ne facem multe lucruri. De asemenea, aici avem niște meșteri populari. Aici aveți un război orizontal. Războiul în care s-au țesut de la preșuri, din zdrențe până la cuverturi și... Și pe urmă aveți țesăturile din păr de capră, care sunt realizate pe gherdieful vertical. Bună. Încă nu le-am terminat. Vă ofer